Nu e greu de ajuns în spațiul cosmic, la peste 100 de kilometri altitudine suntem deja acolo. E greu să rămâi acolo, deoarece îți trebuie anumită viteză pentru ca traiectoria ta să nu intersecteze suprafața Pământului. Viteza necesară se poate calcula punând condiția ca greutatea la înălțimea pe orbită să fie egală cu forța centripetă necesară menținerii pe orbită. De aici se obține formula pe care o vedeți, care ne permite să calculăm viteza necesară pentru o orbită circulară de înălțime H. G0 este accelerația gravitațională la suprafața Pământului, iar R mare este raza Pământului. Dacă îi dați lui H valoarea 0, adică vreți o orbită cât mai joasă, găsiți valoarea primei viteze cosmice, aproximativ 7,9 km pe secundă, aproximativ 28.000 de km pe oră, de peste 24 de ori viteza sunetului în aer. Dar dacă vrem să scăpăm de câmpul gravitațional al Pământului, adică vrem să aruncăm ceva pe verticală cu asemenea viteză încât să nu mai vină înapoi, atunci avem nevoie de o viteză numită a doua viteză cosmică, care are valoare aproximativă de 11,2 km pe secundă, adică de vreo 40.000 de km pe oră sau de vreo 33 de ori viteza sunetului. În fine, dacă vrem să scăpăm de atracția Soarelui, adică să aruncăm ceva de pe Pământ în sensul mișcării lui pe orbită, în așa fel încât să iasă din sistemul solar și să nu se mai întoarcă, avem nevoie de a treia viteză cosmică, 16,7 km pe secundă, adică vreo 60.000 de km pe oră sau cam de 50 de ori viteza sunetului. Toate aceste viteze pot fi calculate cu legea atracției universale, dar dacă facem calcule foarte precise legate de mișcarea planetelor în sistemul solar, mai ales legate de mișcarea planetei Mercur, observăm că legea atracției universale ne dă valori care nu sunt exact confirmate de observațiile astronomice. În anul 1915, Albert Einstein a găsit o descriere geometrică a forțelor gravitaționale numită teoria relativității generale, care descrie cu precizie toate mișcările pe care le observăm în sistemul solar. În această teorie, spațiul și timpul formează un cadru în care se desfășoară fenomenele care are patru dimensiuni, cele trei dimensiuni spațiale plus dimensiunea timpului. Acest cadru a fost numit spațiu-timp. Aceasta este cea mai bună teorie a gravitației pe care o avem și ea ne arată că prezența masei și energiei modifică geometria spațiu-timpului, ceea ce face ca traiectoriile în care nu mai simțim accelerație să nu mai fie linii drepte. De aceea spunem că masa și energia curbează spațiu-timpul. Această curbură a spațiu-timpului este câmpul gravitațional. Dar aici apare o problemă, am vorbit despre ea în videoclipul Misterul Gravitației. După cum știți, au fost detectate unde gravitaționale, lucru prevăzut de teorie, dar mecanica cuantică ne arată că astfel de unde sunt asociate, în cazul altor interacțiuni, cu particule cuantice. De pildă, undele electromagnetice sunt asociate cu fotoni. De aceea se presupune existența unei particule, numită graviton, care ar media interacțiunea gravitațională. Dar deocamdată nu avem mijloacele tehnice necesare nici pentru a confirma, nici pentru a infirma existența gravitonului.